Bună Iolicica. dimineața, Iulia! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Când e vorba de povești, sunt foarte interesată. Și uh -huh. pentru tine am gândit să știi cumva a. acest moment, pentru că Ia în seara aceasta vine și moș Nicolae, nu-i da, așa? Da. noaptea aceasta. Da. Și poate și părinții care ne urmăresc se gândesc la un mod special de a petrece această noapte împreună cu copiilor. Și am găsit această platformă, storiesforkids.ai, este o platformă pe care putem crea povești ilustrate cu ajutorul inteligenței artificiale. Eu am creat deja trei povești ca să vedeți cam cum arată. Oricum, ele sunt generate în doar câteva secunde. Prima poveste este Magic House și așa arată. Eu a trebuit doar să-i spun AI-ului ce fel de personaje vreau să văd în poveste, cum aș vrea să arate această poveste. Și din câte vedeți, am și texte, adică este creată automat o, o poveste care ne descrie și imaginile. Și pe lângă Magic House, mai avem alte două povești, exact cum spuneam mai devreme. Dar vreau să uh, o mai avem și pe Alice în World of Joy și Movie Night, uh, seara de film. Iar acum vreau să creăm împreună o poveste. Trebuie doar să re, dăm click pe Create a Story și ne cere câteva uh, detalii despre cum am vrea să arate această poveste. Dar înainte de a uh, trece acolo, vreau să vă mai povestesc despre câteva platforme de genul acesta bazate pe inteligența artificială pe care le puteți accesa și uh, voi. Și eu și Mariana am mai vorbit despre imaginile create cu ajutorul inteligenței artificiale. Iată că, deși în urmă cu 2-3 ani tot povesteam despre uh, felul în care se va schimba lumea, niciodată nu cred că ne-am imaginat că partea aceasta creativă, creativitatea în general, poate fi uh, iată înlocuită cumva de un AI, de un sistem bazat pe inteligența artificială. Pentru a realiza astfel de imagini, puteți accesa trei platforme care sunt foarte populare acum, una dintre ele este Stable Diffusion, a doua este Mid Journey, iar cea mai populară dintre ele este cea creată de uh, Open AI, și anume Dali, care deja a ajuns la a doua uh, generație, Dalii uh, 2. Și foarte important, chiar și cei de la Shutterstock au anunțat că în curând vom putea vedea pe platforma lor imagini generate de uh, inteligența artificială, așa cum găsim și fotografii realizate de fotografi profesioniști sau de către uh, videografări, pentru că pe Shutterstock găsim nu doar fotografii ci și videouri, sau poate chiar și muzică, dacă ne dorim să uh, să căutăm uh, asta. Și acum, iată că va exista o categorie nouă în care vom găsi conținut de genul acesta, generat doar cu ajutorul inteligenței artificiale. Mai vreau să vă arăt repede două dintre poveștile pe care le am uh, creat mai devreme, tot cu ajutorul inteligenței artificiale, a World of Joy, vă spuneam, a trebuit doar să introduc numele personajului principal, să spun unde uh, se desfășoară acțiunea, care sunt pasiunile personajului principal și care este și morala poveștii mele, ce aș vrea să învețe copilul din această uh, poveste. Sunt platforme pentru care trebuie să plătiți un cost suplimentar dacă vă doriți să salvați, de exemplu, aceste povești. La fel se întâmplă și în cazul imaginilor pe care le generați pe toate celelalte platforme pe care le-am enumerat mai devreme. Și iată, ultima poveste pe care am creat-o chiar cu câteva minute înainte. Să intrăm în direct cu două minute mai exact. Seara de film a trebuit doar să specific faptul că vreau ca acțiunea să se întâmple într-un cinematograf, vreau să am un personaj principal. Iar în seara aceasta, în seara în care îl așteptăm pe Moș Nicolae, și voi puteți crea povești împreună cu copiii voștri, vă mai amintesc încă o dată cum se numește această platformă, storiesforkids.ai. Te rog! Copilor le plac foarte mult poveștile în care ei sunt eroi Și am putea crea o poveste despre ei Cu ajutorul unei simple aplicații în care să montăm un filmuleț mai lung Cu videouri din anii trecuți ai vieții copiilor Le place foarte mult să se vadă de când erau mai mici Pe care să-l vizionăm în seara în care vine Moș Nicolae Mai mult decât atât pot fi eroi poveștilor ilustrate și pe această platformă. Puteți să încercați în seara da. aceasta să accesați platforma și să, să încercați să-i descrieți pe ei cât mai bine, ca da, apoi exact. Ce artificială. Da. Să vedem cum, cum reacționează. Ne întâlnim însă și la ora 10 și atunci încercăm să creăm singuri uh, o poveste. <laughs>